Valul 4 al pandemiei de COVID-19 și-a intrat în drepturi în România, iar teama s-a instalat deja în rândul populației. Deși în acest moment s-a stabilit că școala va începe cu prezența fizică din 13 septembrie, sunt pregătite și scenarii de funcționare în cazul în care pandemia se va agrava. Ministrul Educației anticipează că din octombrie elevii ar putea învăța din nou online. Anul școlar nici nu a început, iar discuțiile despre orele online sunt întoi în rândul autorităților competente. În anumite localități din România, valul 4 al pandemiei de COVID-19 a luat amploare, iar rata de incidență a explodat. În acest caz, se pregătesc deja criteriile după care elevii ar putea face ore online. Este un mare bullshit. N-aș crede niciodată să fie așa. Școala este școală. Copiii se învețe împreună pentru viitor, pentru o viață mai bună. Am nepoata la facultate, noi abia așteptăm să se înceapă școlile, nu online. Asta e. Anul 3 la facultate, anul trecut au făcut numai acasă. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a declarat că dacă tendința actuală de creștere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2 se păstrează, în luna octombrie ar putea fi atins pragul de 6 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori, iar școlile din localitățile cu astfel de rate vor trece în mediul online. Au distrus și copiii. Școala e la pământ. Vom ajunge ca acum 70-80 de ani în urmă, cu mulți analfabeți. Pentru că asta nu e școală? Nu. Nu e școală asta. Asta e o pierdere de timp. Pierdere de timp. Și ne uităm că nu învață copiii. N-are cum să vezi. Autoritățile iau în calcul în prezent două posibile scenarii în cazul școlilor din localitățile unde rata de infectare cu COVID-19 va trece la 6 la 1000 de locuitori, trecerea completă în mediul online a tuturor elevilor sau trecerea în online doar a celor nevaccinați și netrecuți prin boală, posibilitatea ca cei vaccinați să vină în continuare fizic la școală.